for the first time as husband and wife. And my heart will keep dancing for the rest of my life. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate cerești, mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le primești, biserul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, iubiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, iubiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, iubiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru mirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru n-am prea Sfințitul Arhiepiscopul nostru, Irineu, pentru tot lemnul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul român, de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, pentru Simonica, care acum se logodesc unul cu altul, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviție și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpână noastră,
de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții Său pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le adun într-o unire și-ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe ei moștenitori făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robii tăi aceștia, Petruț și Monica, povățuindu-i pe ei spre toată fapta bună, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Aceștia, în pace și într-o gând, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Se lăudește robul lui Dumnezeu Petruț cu roaba lui Dumnezeu Monica, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se lăudește robul lui Dumnezeu Petruț cu roaba lui Dumnezeu Monica, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se locotește roaba lui Dumnezeu Monica cu robul lui Dumnezeu Petruț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se locotește roaba lui Dumnezeu Monica cu robul lui Dumnezeu Petruț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cel ce trimiți adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, ce aleși ai tăi din neam în neam, caută spre robul tău Petruț și spre roaba ta Monica și întărește și logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin inel s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt. Prin inel s-a preamărit Daniel în țara Babilonului. Prin inel s-a arătat adevărul Tamarei. Prin inel, Părintele nostru cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul cel Nisipitor, când a zis, dați-ne în dreapta Lui și judiind vițelul cel gras, mâncând să ne veselim. Această dreapta Ta, Doamne, a întrarmat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul Tău cel adevărat, cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor Tăi să se binecuvinteze cu cuvântul Tău cel puternic, bucuria nașterii de proști buni și purtare fără de prihană în viață, Domnului să ne rugăm. Plinească lor și nouă toate cele cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviție și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia apără mântuiește. Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Dumnezeu născătoarea și purea Fecioară Maria, cu toți sfinții să pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să-L dăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel preacurat și ziditorul la toată făptura, care din iubirea ta de bani ai prefăcut cu asta strămoșul Adam în femeie și ai binecuvântat pe ei și ai zis: creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi i-ai arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i desparte. Cel ce binecuvântat pe robul tău, Avram, și ai deschis pântecele sale și l-ai făcut tată al multor neamuri, cel ce-ai dăruit pe Isabele vecă și ai binecuvântat nașterea ei, care l-ai însoțit pe Iacov cu Rahela și din ei ai arătat 12 patriarhi, cel ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta și l-ai dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prunc pe înainte mergătorul. Cel ce din rădăcina lui Iesei după trup ai crescut pe pururea Fecioară și din ea te-ai întrupat și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negrăitul tău dar și multă bunătate ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea de prunci din această însoțire. Însuți, Stăpâne, Sfinte, Preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici, fiind de față, cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta și dă robilor tăi Petruț și Monica, viață pașnică, lucime de zile, înțelepciune, dragoste unuia către altul pentru legătura păcii, dar de prunci, seminție cu viață îndelungată, cu luna cea neveștejită a măririi, îndrăgicește-i aș vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără mântuială și le dă lor din roa cerului de sub și din veșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de unt de lemn și de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți. Și le plinește lor și celor ce sunt împreună cu ei toate cerurile cele pentru mântuire. Că milostiv, că Dumnezeu milostiv și îndurător și de oameni iubitorie și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și din viață Păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iacov și pe toți patriarhii. Binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Semfora. Binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana. Binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona, pântecele Chitului. Păzește pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinții Trei și din coasta ta ai făcut femeie
și a nesoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale, să nu fie omul singur pe pământ, însuși acum, Stăpâne, întinde mâna ta din sfântul tău locaș și unește pe robul tău, Petruț, cu roaba ta, Monica, pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia. Unește pe ei într-un gând, încurunează-i într-un trup, dăruiește-le roadă cântecelui, dobândire de prunci buni, ca ta este stăpânirea și a ta împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și puruia și în vecii vecilor. Cu roaba lui Dumnezeu Monica, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, se cunună rovul lui Dumnezeu Petruț, cu roaba lui Dumnezeu Monica, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Petruț, cu roaba lui Dumnezeu Monica, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și puruia și în vecii vecilor. Fiecare îl hrănește și îl încălzește precum și Hristos, biserica.
omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mai este, iar eu zic lui Hristos și în biserică, astfel și voi fiecare să iubească femeia sa ca pe sine însuși. Minte, de vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către el, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul meu, mama sa, umple vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoate-ți acum și duce-ți nunului, iar el a dus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vine și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scosese la apa știau, a chemat nunul pe mire și a zis, orice om pune tâi vinul cel bun și când se amețesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și-a crezut în el. Ucenicii săi. Arată nunta lor cinstită, ferește patul lor întinat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și învrednicește să ajungă bătrâne fericite, cu inimă curată împlinind poruncile tale. Că Tu ești Dumnezeu nostru, Dumnezeu care miluiești, mântuiești și Ție slavă înălțăm. Împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. De la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun, la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pânge toate zilele dână-nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne ispăvește de cel viclean. Ca ta este părăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și puria și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Doamne, miluiește
miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează! Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei arăta nuntă cinstită Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu, încununaților și tocmai cu apostolii împărați, Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Ni se relatează epistola către Efeseni, în capitolul 5, versetul 32. Taina cununiei, sau mai bine zis, prin taina cununiei, cei doi soți devin un singur trup. De astăzi înainte nu mai există și noi o să primim acum, ca mereu în viața dumneavoastră de acum, înainte, să-L puneți pe Dumnezeu pe primul loc. Spunea un mare duhovnic al țării noastre că dacă Dumnezeu nu e pe primul loc în viața noastră, El nu e pe niciun loc. Dacă citim cu atenție pe Sfânta Scriptură, putem observa că Dumnezeu ne arată întotdeauna dragostea Sa. Dumnezeu își manifestă dragostea Sa neprețuită față de noi, oamenii. Întotdeauna. Acum despre căsătorie se spune că sunt 6, 50, 50 și că
trebuie să faci compromisuri. De asemenea, se mai spune că în căsătorie este ca și în armată. Te ademenește ceea ce îți place și plătești după aceea plătești mai târziu. Eu mi-aș dori din tot sufletul ca la temelia căsniciei dumneavoastră să stea ceea ce ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, așa după cum spunea, dragostea nemărginită a lui Dumnezeu față de noi oameni. Și tot acolo ni se spune că, virgulă, credința, nădejdea și dragostea sunt singurele care rămân cu noi în eternitate. Dacă acestea trei le veți pune la temelia vieții dumneavoastră de familie, atunci căsnicia dumneavoastră, căsătoria dumneavoastră va căpăta o valoare veșnică. Și aș începe mai întâi cu credință. În Sfânta Scriptură mi se spune faptul acesta, s-a sărit o furtună pe mare. Și mulți oameni atunci erau aflați într-un vapor. Sigur că s-au speriat cu toții. Căpitanul la un moment dat îl vede pe un copil că era liniștit. Acolo însoțiți mereu de această virtute a nădejdii. Nădejdea să nu vă părăsească niciodată. Ziua de astăzi este o zi frumoasă pentru dumneavoastră. Cu siguranță că nu o veți uita niciodată. Viața nu va fi tot timpul așa cum e astăzi. Știți foarte bine că în viață vin și bucurii, vin și necazuri, vin și suferințe. Dar toate acestea sunt trimise de Dumnezeu cu un scop, și anume ca să ne apropie de El mai mult și totodată acestea probează dragostea dumneavoastră sau mai bine zis, o înmulțește. Mergând mai departe și cu aceasta voi încheia, dragostea, căci aceasta este ultima virtute despre care am vorbit și pe care o să vorbesc, în Epistola către Efeseni, capitolul 5, versetul 28, Domnul Hristos ne spune așa, îndeamnă pe soții, mai exact, ca să-și iubească soțiile așa cum El a iubit biserica sa, dându-și viața pentru ea. Iată până unde trebuie să meargă dragostea dintre dumneavoastră. Până la a vă da viața unui pentru altul. Căsătoria în sine este o bucurie, dar în același timp este și o mucenicie. Ați auzit că am cântat Sfinților mucenici care bine v-ați nevoit. Este o mucenicie pentru că e nevoie să vă răbdați unul pe altul. E nevoie să vă sprijiniți unul pe altul. E nevoie ca atunci când unul dintre dumneavoastră este mai slab în credință, să-l sprijiniți. Să țineți steagul credinței sus și să nu uitați că Dumnezeu, chiar dacă ne-a văzut, mereu de acum încolo vă va călăuzi pași în viață
și vă va da putere ca să treceți peste toate. Este singurul care vă va fi alături și în momentele mai puțin bune, dar și în bucurii. Nu întâmplător, pe mine l-a pus în dreptul icoanei Domnului nostru Iisus Hristos. De ce? Pentru ca mereu în viață să urmeze exemplul Domnului nostru Iisus Hristos. Mereu să cheme în ajutor, mereu să se roage Lui. La mulți ani! La mulți ani! Cu sănătate! Să vă la Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire! La mulți ani! Să trăiți! La mulți ani! Să vă trăiți! Vă fie viața numai lumină, devenit un singur trup, vă dorim cu mare drag și de asemenea că mai trebuim cu o cruce care acum acolo să știți că viața dumneavoastră bună va fi o cruce. Mihai va face parte și bucuria, ca și suferința. Să vă ajute Dumnezeu în toate. Felicitări și ca să piață Hristos fie mereu piatra care vă va străduim. Wandered in the shades of night till Jesus came to me. He saw right through my brokenness, said, come follow me. And with the brightness of His love, bid all my darkness flee. I'm walking in the light of love because now I can see. Sunlight in my soul, sunlight in my soul. Since Jesus came to me, I have sunlight.